Nu înțeleg din ce motiv laptopul oprește fotocamera. Voi încerca apoi să pun aceste tutoriale cap la cap și să fac continuare la tutorialul mare de 56 de minute cât avea prima. Deci, la începutul acestui nou rând, am lucrat o scădere urmată de 10 piciorușe scurte, o nouă scădere urmată de 5 piciorușe scurte, o nouă scădere urmată de 4 piciorușe scurte. Acum, din nou, voi face o scădere. Știu motivul pentru care se oprește. Posibil că spațiul de arhivă este insuficient. Deci voi face o scădere urmată din nou de 5 piciorușe scurte. Scădere. Urmată de un număr de 10 piciorușe scurte. Zece piciorușe scurte. O scădere. Unsprezece piciorușe scurte. Unsprezece piciorușe scurte. O scădere. Două piciorușe scurte. O nouă scădere. Și vom continua cu piciorușele care ne-au rămas.
10, 12, aici ultimul. Vedeți ce frumos se conturează corpul cățelușului. Chiar dacă pare o brambureală, o zăpăceală, însă, vedeți, se formează corpul acestuia. Acum, voi continua cu ultimul rând. În acest ultim rând, voi lucra mai întâi o scădere. 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 piciorușe scurte. O scădere. 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o scădere. Urmată de 2 piciorușe scurte. 1, 2, o nouă scădere, urmată de 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o nouă scădere. Urmată de 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o scădere. Urmată de 11 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, acum voi face două scăderi consecutive, deci două scăderi una după cealaltă, prima scădere, cea de-a doua și
voi continua. Ar trebui să am 9 piciorușe scurte, dacă am lucrat corect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. După cum vedeți, până aici am aranjat, am creat corpul cățelușului. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Voi încerca să unesc aceste părțile. Uitați-vă, chiar și fără umplutură stă singur în picioare. Să unesc aceste părți de tutoriale în care fotocamera s-a dezactivat singură. Dacă nu, voi încerca într-un mod sau în altul să recuperez ceea ce lipsește. Eu atât am vrut să vă prezint, vă mulțumesc, sunt Tatiana Andrieș și vă rog foarte mult să scuzați acest inconvenient cu camera, nu este vina mea. Tehnologia uneori ne joacă anumite feste, ne fa câte o glumă de prost gust. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Ne reîntâlnim la următorul tutorial. Vă mulțumesc!